Bine ați venit la una dintre cele mai interesante case din Valea Lupului. E vorba despre o casă individuală, foarte multe finisaje interesante. Vila este așezată pe un teren de 500 de metri pătrați, foarte mult beton amprentat și în zona fântânii, ea are o izolație cu vată bazaltică de 15 cm. Cum intrăm în casă? Prima încăpere de pe dreapta este o cameră tehnică și de depozitare. Iar după aceea avem intrarea către scări, dar în prima încăpere o să fie bucătăria, destul de generoasă, o să fie și insulă pe mijloc, tâmplăria este tripanul probabil foarte gros și avem încălzire în pardoseală cu termostat separat pe fiecare cameră. Baia de serviciu de la parter, care include și cabină tip walk-in. Mergem mai departe în zona de living room, un spațiu destul de suficient de 37 de metri pătrați, cu organizat după cum îl vedeți și cu ieșire către terasa din spate. Din nou, tâmplăria este foarte vitrată. Avem la parter în principiu lemn stratificat și doar pe hol și bucătării plăci ceramice. Urcăm pe scările din frasin cu LED-uri ascunse. La etaj avem două băi și trei încăperi. O să intrăm în dormitorul matrimonial, după cum vedeți, cu încadramentele specifice și din nou cu LED-uri ascunse, din nou o tâmplărie foarte generoasă, ieșirea pe terasă, dar noi o să mergem în zona de dressing și baie separată, cu cadă, bineînțeles. Din dormitorul matrimonial, prima ieșire va fi către cealaltă baie deservită celelalte două dormitoare. Peste tot este travertin și obiectele sanitare sunt gerberit și altele aduse din Dubai. Primul dormitor, suficient de mare, are loc de un pat matrimonial, din nou parchet stratificat, placă peste etaj de beton izolată foarte bine, având și chiar și acces. Al doilea dormitor, la fel, suficient de mare cât pentru un pat matrimonial, glafurile sunt din granit, în exterior sunt din marmură, iar acum o să mergem către exterior.